Există în piața din România o reticență foarte mare lucru cu agenții. Există o frică a oamenilor că se pot întâmpla diverse, că semnează dubioșenii. Asta a rămas din vechile povești din anii 90. Anterior, tu mi-ai răspuns și la întrebarea 4, lucru cu agentul și ce face diferența, cum a făcut diferența pentru tine. Și cred că treaba asta cu încrederea plus timp câștigat e cea mai importantă chestie într-o tranzacție de genul ăsta. Asta este... Până la urmă, poți lega o relație cum am legat noi o relație de prietenie aproape, da? Da, corect. Sau poți păstra o distanță, dar în același timp trebuie să ai încredere în omul de lângă tine, că se situează lângă tine ca un partener. Sunt de acord. Problema este că lumea pleacă, în general, pe neîncredere. Exact. Și nu mă refer numai la procesul achiziției în apartament. În general, în societate este problema asta. Oamenii nu au încredere, unii în alții. Și automat cred că pleacă de undeva, în primul rând, personalitatea fiecăruia. Nu ai încredere în tine ca să-ți pui punctele de vedere. Raportat la agenții imobiliar, notar, zugrav, electrician sau incluse în procesul acesta de achiziție a unei case. Care evident, și ai punctat foarte bine, nu se termine la finalizarea unei tranzacții imobiliare, ci poate continua. Atunci când ai nevoie de o renovare, atunci când ai nevoie, nu știu, de servicii conexe și așa mai departe. Cu siguranță. Dacă tu pleci pe neîncredere, spui eu nu am încredere, de unde știu că persoana respectivă este de încredere? E ca și acele zile de care vorbeam la început. Ca să-mi dau seama că anumite zile sunt frumoase, trebuie să am și zile mai puțin bune. Da. Altfel nu pot să-mi dau seama. De comparație. Și întotdeauna apare pe baza experienței. Tocmai. Normal, trebuie să ai și un anumit, să zic așa, sentiment de liniște în momentul în care tu comunici cu o persoană dintr-un oarecare domeniu. Dar trebuie să fii în primul rând încrezător în tine, că îți pui punctele de vedere și că vei ajunge la un numitor comun. Dar că tu nu ai încredere în punctele tale de vedere, automat cineva, mai puțin intenționat, mai puțin bine intenționat, poate să profite de acele lucruri. Absolut. Și nu cred că este în beneficiul tău.